Elevii claselor a doua și a treia de la școala gimnazială Broștenia Ninoasa au organizat un frumos spectacol ce a avut ca temă Unirea Principatelor Române. Aceștia au interpretat diferite roluri ce au marcat acea perioadă. Într-un cadru rustic amenajat într-una din clase, micuții au purtat costume tradiționale populare, straie de domnitori și boieri. Este o zi importantă pentru noi românii. 24 ianuarie încă rămâne în istorie ca Marea Zi a Unirii Principatelor Române, Moldova și Țara Românească. Sigur, iar domnitorul atunci la 1859 era Alexandru Ioan Cuza. Am învățat la istorie că n-a stat trufaș și teribil pe tron aurit, ci a coborât în orașe și sate, în piețe și în case, în mijlocul poporului, se asculte durerea și suferința. Aveți bunătate de vorbiți mai moldovenește cu coale, cât să ne duminim și noi, că ce nu pricep nimic, păcatele mele. Dar ce nevoie mare este să înțelegi tu, mojicule, tacă vorba dacă ai venit aici. Auzi o prăznicie, tu cu 80.000 de făr de moșie și el cu un petri de pământ și uite ce gură face alături de mine. Dar bine, boierule, dacă nu v-a fost cu plăcere să pricepem și noi, de ce ne-ați mai chemat aici să vă bate joc de noi? Ia palmele acestea, care le vedeți pline de bătături, vă țin să huzuriți de atâta bine. Vă suntem dragi ca seara, în ochi, din ghiorlani, mojici și dobitoși, nu ne mai scoateți. Noi, boierii, dragă moșule, suntem în fruntea țării, în fruntea patriei, pentru că așa trebuie să fie. He, 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 moșii onroată, prietenul și tovarășul meu vechi din divanul ad hoc, lucru negândit. Ridică-te, moș Ivane, și spune fără spială ce durere ai. Ți-a făcut cineva vreun neajuns? Spune-mi, moș Ivane, din gură ce ai de spus, că mai bine am să înțeleg. De când cu păcatul de acord n-am mai avut zi bună cu medieșul meu, de când am ajuns acasă mi-au omorât toate fitișoarele. Azi porcii, mâine bacile și boii, poi mâine făișorii. Dacă am văzut de acolo mai încetează cu jafurile, m-am dus la boier. Iar boierul, în loc de cuvânt bun, m-a scuipat un obraz de față cu toate slugile. A căzut cerul pe mine de rușine. Te-am ascultat cu atenție, moșioane. Uite, ține acest mic dar de la mine și întâmpină-ți nevoia de azi pe mâine, cum te-a luminat cel de sus. Iar pe boier lasă-l în judecata lui Dumnezeu, căci el nu bate cu ciomagul. Dar cu rușinea ce mi-a făcut cu rămâne măria ta? Cu rușinea ea că așa rămâne, moș Ioane. Du-te și spune sătenilor că unde te-a spipat boierul, te-a sărutat domnitorul țării și ți-a stins rușinea. Programul a fost încheiat așa cum se cuvine prin Hora Unirii, la care elevii școlii gimnaziale Broștenia Ninoasa au participat cu mult entuziasm. Hai,